Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Astă seara vom vorbi despre alimentația sănătoasă în profilaxia bolilor dentare, despre riscul prin care aceste infecții pot afecta inima, rinichii sau articulațiile, provocând traume interne. Cât de periculoase pot fi infecțiile dentare netratate pe termen lung pentru organism și cum ne putem proteja în acest sens, vom afla astă seară de la dr. Adriana Celibidache, medic primar, specialist tehnologie laser și estetică dentară, și dr. Carmen Pleta, medic specialist medicină generală. Bună seara, bine ați venit în emisiune. În primul rând, aș începe prin faptul că de multe ori nu realizăm cum anumite infecții, în general, netratate pe termen lung, ne pot afecta și nu neapărat atât de puțin organele interne sau pot produce alte boli colaterale dintr-o simplă neatenție. Astăzi seara vom discuta despre infecțiile dentare, despre tehnologii, despre stomatologia modernă, despre modalități în care ne putem apăra din timp și foarte înțelept, să spunem așa, în această zonă și într-un mod nedureros, pentru că este important să știm să luăm din pripă aceste situații neplăcute. Doamna doctor, aș vrea să vă întreb, cât de periculoase pot fi infecțiile dentare netratate pe termen lung? Deci, în primul rând, vă mulțumesc că sunt aici și sunt foarte fericită că pot să transmit telespectatorilor informații care sunt profilaxia, este deosebit de importantă. Infecțiile bacteriene sunt foarte deci pentru cavitatea orală este poarta de intrare către organism. Așa. Întotdeauna bacteriile, prezența bacteriilor în cavitatea bucală, acestea intră în circulația generală și ajung la diferite organe, producând tot felul de afecțiuni. Sunt studii recente, certe, prin care știm foarte bine că prezența pungilor parodontale, deci a bacteriilor în cavitatea bucală, cresc riscul infarctului miocardic, accidentelor vasculare cam de 3 ori, apariția diabetului. Știm foarte bine, cred că ați auzit de multe ori, cei care fac intervenții pe cord deschis întotdeauna sunt trimiți la stomatologie pentru asanarea cavității bucale. De ce? Pentru că prezența bacteriilor în cavitatea bucală duce la foarte multe boli. Boli ale rinichilor, ale aparatului cardiovascular. Deci sunt foarte multe implicații. Pentru aceasta, profilaxia este deosebit de importantă și nu este profilaxia în sine, nu este greu de realizat. Sunt niște reguli. Niște reguli. Este foarte important ceea ce ne-a spus doamna doctor, faptul că trebuie să luăm din timp în calcul acest gen de... Pentru că foarte multă lume, nu știu de ce, nu tratează cu seriozitate aceste afecțiuni sau infecții dentare, pur și simplu le ignoră. Și vorbeam despre prevenție, despre profilaxie, doamna doctor, ce mai putem face în acest sens? Aș începe prin a sublinia în mod deosebit rolul educației până la prevenție. Ca să poți să realizezi o prevenție, profilaxie, ai nevoie de niște informații. Ca să ai acele informații, trebuie să primești educație. Educație care, din punctul meu de vedere, începe în familie, de la vârste foarte fragede, urmând ca aceasta să fie continuată în timpul școlarizării și apoi prin media. Și oricum, informație de specialitate există, nu se pune problema, aproape toată lumea are acces la aceste informații. Deci important este dorința de a fi informat. Deci începem prin educație și, într-adevăr, așa cum spunea doamna doctor,
Prevenția. Așa se știe foarte bine că în orice domeniu, în orice aspect al vieții, prevenția este mult mai ușoară și mult mai ieftină decât tratarea propriu-zisă. Absolut. Alimentația sănătoasă, doamna doctor? Unul din rolurile importante în prevenție, într-adevăr, este legată de alimentație, deși la prima vedere n-ar exista o legătură directă, dar totuși există. Și la un moment dat, de fapt, se creează un cerc vicios. Atâta timp cât există o alimentație de proastă calitate, fără nutrienți, apar problemele la nivelul cavității bucale, deci apar infecții sau altă patologie, care ulterior duce la tulburări de digestie. Acestea mai departe duc la stricarea microbiomului intestinal, deci a florei intestinale. Da? Dacă aceasta este alterată, nu apare bucla. Nu se absorb nutrienți, nu se sintetizează substanțe necesare bunei funcționări a organismului, da? Și practic se antrenează una pe alta, zic, se creează un cerc vicios. Și atunci, sigur că foarte importantă este și alimentația. Ce înseamnă alimentație corectă? Înseamnă, în primul rând, să fie echilibrată și să conțină toți acei nutrienți de care corpul are nevoie. Atât vitamine, cât și minerale, cât și fibre și proteine și carbohidrați și grăsimi sănătoase. Cum apare și cam ce o îndepărtează? Am văzut că alimentația este foarte importantă. Din păcate nu ne permite timpul acum să enumerăm chiar toate alimentele. Am mai avut și alte emisiuni în zona aceasta. Deci, cum apare și ce o îndepărtează, doamna doctor, această infecție dentară care poate fi, am văzut, foarte periculoasă și chiar poate produce tot felul de, nu știu dacă chiar traume interne, dar... În general, ea... Deci educația, cum a spus și doamna doctor, și mediul familiar e foarte important, pentru că, în general, copilul face ceea ce vede în casă. Dacă părintele se spală pe dinți, el imediat îl imită copiază. Și, într-adevăr, copiază și... deci, în primul rând, este periajul este foarte important și cum apare. În momentul în care pacientul vede că îi sângerează gingiile, sunt edemațiate, da? Au un miros neplăcut în gură, în cavitatea bucală, un gust neplăcut, ei trebuie să se adreseze medicului stomatolog. Noi, în cadrul clinicii noastre, avem posibilitatea, deci pe lângă profilaxia uzuală, clasică, de detartrare, avem și, eu sunt specialist în tehnologie laser și mai putem face decontaminarea, deci după ce facem detartrajul clasic, facem o decontaminare cu un laser de o anumită lungime de undă, care are specificitate pentru bacterii, deci are rol antibacterian. Este foarte simplă procedura, foarte simplă, nu doare absolut nimic și fiecare dinte adică este curățat în parte. E nedureros. Este nedureros. De exemplu, americanii fac treaba asta în fiecare lună aproape. Noi îi chemăm din 3 în 3 luni, îi chemăm pentru reevaluare. Dar, să nu se sperie. Să nu se sperie, da, să nu se sperie. Dar este o procedură foarte, și nu este foarte scumpă, da? Este 200 de lei treaba aceasta, dar vă spun, sunt niște rezultate extraordinare. Extraordinare. Efectul bactericid al laserelor și au un efect de regenerare este extraordinar. Și, sigur, îi învățăm cum să se spele pe dinți. Tehnica spălării pe dinți este foarte elementară. Da, este elementară. Schimbarea periuței de dinți, care îi întreb câteodată, îmi spun, zice, la 3-4 luni. Nu. Zic, aș vrea să schimbați periuța, e adevărat, la 3-4 săptămâni aș vrea. Cum vedeți că perii au început să se evazeze, ea nu mai este activă. Da, îi învățăm și să știți că sunt lucruri simple,
dar fac diferența. Fac diferența și, în general, eu spuneam, e foarte important, de exemplu, în cadrul școlii, este săptămâna altfel. De multe ori am stat și m-am gândit, măi, hai să mergem împreună cu alți, mergem o echipă și, în săptămâna altfel, le spunem care sunt pericolele, de ce este foarte important ca cavitatea bucală să fie curată. Atunci și organismul nostru este curat. Mulți, de exemplu, dintre pacienții noștri au diabet. După ce facem asanarea cavității bucale, valoarea glucozei scade. Deci diabetul nu mai este la valori atât de ridicate, pentru că e un circuit închis, permanent. Dar la ce perioadă, doamna doctor, devine chiar periculoasă o infecție dentară? Să vă spun ce se întâmplă. Probabil că nu chiar din primele zile. Sunt oameni care stau cu infecții dentare sigur. Timp. Și știți ce se întâmplă? Sunt, de exemplu, au lucrări protetice. Și de obicei pacienții și-au pus lucrările protetice și consideră acum 10 ani nu mai am nicio problemă. Nu. Din când în când este bine să treci pe la cabinetul de stomatologie. Să verifici dacă nu cumva apar acele pungi parodontale în care se ascund pungile parodontale. Ce sunt? Sunt niște scavații sub gingie, se retrage osul, pacientul n-are de unde să știe că are o pungă parodontală de 4 mm sau de 5 mm și nici nu are cum să o evideze, deci nu are cum să elimine bacteriile din punga parodontală. Și ce se întâmplă? Pe măsură ce ea avansează, bacteriile sunt în cantitate din ce în ce mai mare, osul, implantarea dintelui scade și se trezesc că dintele este mobil. Ei nu au cum, printr-un periaj corect, să rezolve treaba aceasta și de multe ori cauza este ori punctul de contact între dinți nu mai este, da. Și atunci alimentul irită papila și automat se face această pungă parodontală, da? Și ei nu au de unde să știe, știu atât că le intră mâncare între dinți și folosesc ața dentară, care ața dentară, vreau să o spun tuturor, că noi nu suntem prea prieteni cu ața dentară, decât numai dacă o folosim corect. Pentru că vedem și prin filme, ața dentară întotdeauna, nu? Ei traversează punctele de contact. Dacă tu traversezi în fiecare zi punctul de contact, distanța dintre dinți, punctul de contact se pierde. Și atunci, sigur, alimentul intră și irită papila. Și atunci care este soluția? Soluția este periajul corect și în momentul în care mergi la stomatologie, noi întotdeauna verificăm, deci când avem o pungă parodontală, unde ne uităm? La punctul de contact. Dacă punctul de contact nu este corect, atunci îl remediem. Cum? Ori facem, deci repetăm, dacă au obturații, refacem obturațiile și apropiem înapoi punctul de contact, ori dacă nu schimbăm lucrări, da? Schimbăm lucrări dentare, ori la un dinte anterior, ori un dinte posterior și refacem punctul de contact. În același timp, facem tratamentul pungii parodontale cu două lungimi de undă, cu lasere, pentru evidarea și pentru curățarea pungii parodontale, pentru refacerea țesutului și vă spun, acum nu avem timp, dar am cazuri în care dinți cu mobilitate 1 spre 2, 2 chiar, am reglat ocluzia, am refăcut punctul de contact, am făcut tratamentul de sterilizare a dintelui și inclusiv a pungii parodontale și apoi după 4 luni nu am mai avut, sigur am și făcut contenția dintelui și după 4 luni s-a refăcut țesutul osos, vă spun, este, da, iar tehnologia aceasta lasă, care oamenii încă au auzit de ea
Și din ce în ce mai mult în medicină și sigur în medicina generală laserul este folosit extraordinar de mult. Iar vă spun, eu spun că într-un an de zile, 2 ani de zile, laserele vor fi la aparat. Deci vor fi la aparat pentru că sunt indispensabile. Este un laserul efectiv este un bisturiu care îți aduce foarte multe beneficii. Deci rol antibacterian, rol de regenerare, de biostimulare, nu doare și nu are contraindicații. Și nu are contraindicații. Dar albirea dinților o recomandați? Se poate face, da? Adică nu. Sigur. Da. Afectează. Deci noi, și eu sunt vopsită, da? Și mă vopsesc de 20 de ani. Am același fir de păr, nu-mi cade părul, n-am nicio problemă. Pentru că ce se întâmplă? În momentul în care noi facem o albire, noi ce facem? Pigmentul, deci acționăm numai asupra pigmentului. Deci nu distruge smalțul. Nu. Sigur, dacă pacientul are o distrofie de smalț, adică smalțul nu este de bună calitate și el are o hipersensibilitate. Atunci trebuie să rezolvăm întâi hipersensibilitatea, iar apoi să facem albirea. Și, de exemplu, în stomatologia modernă, eu, în clinica mea, noi facem tot o profilaxie, da? Acoperim dinții cu fațete dentare, minim invazive, deci fără prepararea dinților. Fără prepararea. Am înțeles. Da, vreți să... doctor, da, și vreau să întreb pe doamna doctor dacă recomandă în aceste infecții și afecțiuni ale dinților un anumit tip de tratament. Da, vreau doar un pic să completez ce este ce foarte relata. Interesant ce a spus domnul doctor, faptul că nu sunt dureroase aceste... Asta am zis. În primul rând este un mare pas înainte al omenirii, pentru că scapă de acele metode inchizitoriale. Pentru că, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că frica de durere, frica de a merge la stomatolog a fost unul din factorii care a trenat niște zeci de ani. Da? În afară de faptul că sunt non-invazive aceste terapii și mediul în care ele se desfășoară sunt cu totul deosebite. Nu toată lumea suportă culoarea albă, pereți albi, halate albe. Da? E bine cunoscută, inclusiv hipertensiunea la halat. Da? Sunt persoane cărora le crește tensiunea numai când văd halatul alb. Da? Deci faptul că actualele clinici, cabinete stomatologice sunt altfel decorate, există altă culoare, este altă ambianță, altă atmosferă și o muzică în surdină și toată aparatura care este non-invazivă, într-adevăr te îmbie și asta cred că este un factor deosebit de important. Revenind la tratament, acum e adevărat, o infecție poate trena o perioadă îndelungată de timp sau se poate manifesta destul de repede, în câteva zile sau agresiv. Da. Foarte important este starea persoanei respective, pentru că un corp tarat, o persoană cu o imunitate prăbușită, foarte stresată, nealimentată corect, atunci cu siguranță la această persoană manifestările vor fi mult mai agresive. Dar foarte interesant, chiar aș vrea să vă pun această întrebare, doamna doctor și noastră. Foarte mulți tineri au probleme dentare serioase, în sensul că chiar unii dintre ei au nevoie de implanturi sau să-și schimbe practic dantura aproape integral. Oameni tineri. Oameni tineri, dar este stresul exact. Este un factor. Și totuși se alimentează corect. Da, se alimentează corect, dar stresul, presiunea, presiunea societății, eu vă spun, eu cunosc imediat un tânăr când a avut o perioadă de examene. Deci a avut sesiunea. Deci vă spun, după sesiune
Aproape, deci ne trezim, el a fost cu 8 luni înainte și după sesiune are cam 7-8 procese carioase. Da. Și văd imediat, deci ei pierd calciu. Este stresul, supra-solicitarea, și știm că da. Se descarcă. Plus mai fac ceva, am impresia în momentul, în perioadele stresante, pentru că energia organismului scade, în general oamenii consumă dulciuri. Da. Carbohidrați. Sigur, da. De ce? Exact. Pentru că carbohidratul îți dă energia de scurtă durată și imediată. Și atunci, de unde tu erai puțin așa anemic și apatic, dintr-o dată te revigorează. Sigur că acum, repetându-se treaba aceasta, și cum a spunea și doamna doctora, și alimentația e ușor modificată, toate converg aici. Dar ce am observat în ultimul timp, să știți că tinerii au început încet, încet să se preocupe de dantură. Și mă bucură lucrul ăsta. Deci vin la reevaluări, vin când îi chemăm. Deci chiar... cauza ar fi mai mult stresul. Da, și nu neapărat presiunea societății. Cum de altfel știm și copiii noștri, nu? Învățământ. Ați auzit de foarte multe ori. Mama mă doare burta, nu pot, am senzație de vomă. Da, eu nu ajungem acum la alte discuții în ceea ce privește sistemul de învățământ, dar e clar că trebuie schimbat. Copiii noștri s-au schimbat. Și societatea s-a schimbat. Generațiile sunt Sigur. Deci, practic, vorbind despre revenirea la infecțiile dentare, este o situație destul de delicată în sensul că trebuie tratată cu... Pentru că, în general, problemele, afecțiunile anumitor organe sunt tratate destul de serios. Dar zona aceasta dentară, deși este, până la urmă, esențial să... Este puțin bagatelizată. Bagatelizată, exact. Nu. Acum adică dacă te înțeapă inima, te duci imediat la medic. Da. Dacă te, nu știu, chiar și dacă te doare capul, îți pui probleme. În schimb, foarte multe persoane care au afecțiuni serioase dentare, totuși nu... Deci endocardita. Exact, poate endocardita. Endocardita este rezultatul direct, dar direct, al unei infecții în cavitatea orală. E direct. Tocmai pentru că aceste bacterii intră în circulația generală și vă închipuiți, ele se localizează. Reumatismul poliarticular. Deci obligatoriu, cei care suferă de această afecțiune, ei ar trebui la medicul stomatolog să fie permanent. Și tehnologia aceasta laser îi ajută extraordinar de mult. Chiar vorbeam cu doamna doctor înainte de emisiune că mă bucur foarte mult, au apărut niște lasere mici, de o lungime de undă 809 de nanometri, care pot fi folosite acasă. Da, acasă. Eu de multe ori, noi după ce facem procedurile în cabinet cu laserele mai mari, cu alte lungimi de undă și protocoalele care sunt foarte bine puse la punct, am nevoie câteva zile ca pacientul să vină și în fiecare zi să pună laserele, se numesc low level therapy, adică sunt lasere cu frecvență joasă. Da. Și am nevoie, de ce? Pentru că aceste lasere, vă spun, au selectivitate pentru pigment, deci lungimea de undă folosită, interesează numai pigmentul. Bacteriile au pigment. Deci tu, în momentul în care îți pui laserul la nivelul mandibulei sau unde ai tu nevoie, ele traversează, eu așa să vă explic ușor, foarte rapid, pe înțelesul tuturor, traversează pielea și ajunge țintă la colecția bacteriană. În primul rând, deci este o asanare, da? indirectă și în același timp țesutul de neoformație este stimulat. Deci cel sănătos este stimulat. Și atunci acesta ocupă locul celui care a fost distrus. Da.
rezultate interesante. Efecte, vă spun, sunt două rezultate în același. Și doamna doctor, știi, se ocupă cu așa ceva? Vorbeam de tot ce înseamnă energie, vibrație. Vibrație, da. Până la urmă, sunt niște aplicații ale mecanicii cuantice, ale fizicii cuantice, inclusiv în medicina cuantică. Se va schimba medicina. Cu siguranță. Cu siguranță se va schimba. Ce ne mai recomandați, doamna doctor? Pe mine m-a impresionat foarte mult o declarație a domnului profesor Bojor, care spune, este un exemplu pentru noi toți, cu siguranță, la venerabila vârstă, dumnealui își continuă activitatea și care este de fapt secretul? Sunt cele trei perioade de 8 ore ale zilei. Da, da. Da? 8 ore activitate, 8 ore odihnă și 8 ore relaxare, da. Hobby. Da? E, ar fi nemaipomenit să putem să le împărțim să și cont, să, da. Să ținem și noi cont. Bun, dar oricum avem suficient de multe metode de, în primul rând, de a ne relaxa. Da? Pentru că momentul în care eliberăm acea presiune, cum spunea doamna doctor, acea presiune, acel stres, acel nivel de stres, da? Automat organismul nostru funcționează din ce în ce mai bine. Da? Atâta timp cât perioada de somn, hai, n-ar fi 8 ore de somn, da, măcar 6-7. Și contează și care ore de somn. Și care ore de somn, da, știm cu toții că intervalul 22-24 este cel mai potrivit, atunci este somnul cel mai odihnitor. Da? Ne susținem un corp sănătos. Ca să nu intrăm în amănunte acum, referitor la modul de a gândi, de a proiecta, de a ne organiza și din punct de vedere mental ziua, viața și activitatea. Atâta timp cât respectăm în dieta zilnică acea proporție de 30% proteine, 40% hidrocarbonat și 30% grăsimi sănătoase, înseamnă că ne bucurăm de o dietă echilibrată. Da? E foarte adevărat că alimentele în ultimele 2-3 decade nu mai au aceeași calitate de nutrienți. De ce? Pentru că și solul în diverse zone a sărăcit. Da? Bun. Ca să putem totuși să ne asigurăm cantitatea și calitatea nutrienților, sigur că apelăm la acele suplimente care sunt recunoscute de organismele și organizațiile și europene și din Statele Unite, care ce fac? Exact, vin cu să completeze necesarul nostru zilnic de nutrienți. Dar putem totuși jongla un pic cu anumite alimente pentru prevenție. Îmi cer scuze, doamna doctor, după publicitate, să vedem și care ar fi alimentele recomandate în această situație după publicitate. Am revenit. Ne vorbesc despre anumite alimente care ar fi indicate în profilaxia infecțiilor. Recomandate. Da, în primul rând aș începe cu ce nu este recomandat, cu ce este de evitat. E mai simplu. Da, sunt mai puțină. Dulciurile, băuturile reci și băuturile carbogazoase. Astea, în general, nu sunt sănătoase. Deci ne luați pentru toată plăcerea. Oricum nu sunt sănătoase pentru organismul în întregime, cu atât mai mult pentru tot ce înseamnă cavitate bucală. Și smalțul este afectat și gingia în timp este afectată. Care ar fi categoriile importante de principale de alimente? Laptele și anumite produse lactate, cum de exemplu cum este iaurtul, care, în afară de faptul că are o concentrație ridicată în calciu, are și fosfatul de caseină, care are un rol deosebit în remineralizarea dentară. Din segmentul fructe și legume,
Foarte utile sunt, într-adevăr, fructele bogate în vitamina C, care au și rolul astringent și curăță totodată. Dar e adevărat că în momentul în care ne referim la fructe, trebuie să avem grijă la cantitate, pentru că și fructele au zaharuri. E adevărat că e vorba de fructoză, dar până la urmă tot zahăr este și iarăși excesele sunt de evitat. Le putem folosi, de exemplu, ca gustări între mesele principale, deci între micul dejun și masa de prânz, o gustare, între masa de prânz și masa de seară, o altă gustare. Legume des utilizate și cu rol în profilaxia infecțiilor dentare sunt parte din rădăcinoase, de exemplu, morcovul. Da, care este și bogat în vitamina A și potasiu și magneziu, da, și, da? Și fiind fibros are rol și de curățare. Da. Exact. Da? Țelina, la fel, și atât tulpina, apio, cât și rădăcina de țelină, pe lângă componentele din structura ei, care au și un rol antibacterian deosebit. Fiind fibroasă, la fel apare rolul de curățare a suprafețelor dentare. Referitor la fructe, aș mai face o mențiune referitoare la fructele de culoare închisă, cum sunt fructele de pădure. Da, sunt grozave, sunt minunate, sunt superbe, dar fiind pigmentate, apropo de pigment, pot păta dinții. Da? Cu moderație. Spuneam mai devreme că totul este cu moderație. Foarte importante sunt și alimentele bogate în fibre. Spuneam mai devreme despre microbiomul intestinal. Tocmai ca să susținem o bună calitate a acestuia, sunt foarte recomandate, e recomandat să folosim în alimentație fibre atât solubile cât și insolubile. Da? Plus că fibrele din o concentrație ridicată de fibre din alimente stimulează și secreția de salivă, știindu-se faptul că saliva oricum are efect de curățare, da? A suprafețelor dentare. O altă categorie de alimente am putea să menționăm ceaiurile, dar și aici o cantitate redusă, adică ne mulțumim cu o cană pe zi, mai ales dacă este vorba de ceaiuri. Dar ce se întâmplă colorate? Dacă pigmentul se depune pe dinți? Da. Dar ca și în cazul cafelei, da? Asta voiam să întreb, care ar fi? Păi să vă spun, foarte greu se duce la periaj și rămâne pe marginile, se impregnează și atunci smalțul nu mai este lucios. Nemai fiind lucios, este aderent. Și toată placa bacteriană mai ușor se prinde decât deci cafeaua. Dacă, da, cafeaua și ceaiul. Și ceaiul în exces. Da, în exces. Și alimente. Sunt cei care beau ceai, nu știu, un litru, 2 litri pe zi. Da. Și alimente care... Da. Afectează? Și cele care afectează sunt care pătează, da. Cafeaua, deci și dintre alimente fructele, știu, astea fructele de pădure, gele, colorate, da, fructele de pădure care au pigment. Și mai sunt acestea, aromele acestea care mai în ultimul timp mai știu cum să mai numesc, cu rol de antiinflamator și de multe ori mă trezesc cu pacienți că au un pigment galben. Și curcuma. Așa, curcuma. Da. Și nu știu de unde e și apoi, dau seama. Bine. A, bine, asta se poate administra într-o capsulă și atunci eviți contactul cu suprafața dentară. În general, sigur, carbohidrații. Carbohidrații combinați cu băuturi carbogazoase, smalțul devine foarte fragil, foarte poros. Și devenind poros, el nu mai este atât de, nu este lucios și toată placa bacteriană imediat se prinde. Și fumatul. Să nu uităm. Da, și fumatul.
așa. Inamicul nostru, mai ales în... Și fumatul la ce nivel afectează? Să vă spun, în general, tot datorită acestui mecanism. Ei se spală pe dinți, e adevărat, dar pigmentul rămâne. Și dintele nu mai este lucios, este aderent și placa bacteriană se depune mult mai rapid. Și în special cei care au implanturi dentare. Pentru noi fumatul este inamicul numărul 1 la implanturile dentare, pentru că fumul și în special trabucurile. Nu fumez. Doamna doctor, eu nu fumez. Da, fumez un trabuc. Pe zi. Trabuc zic, tocmai acesta, unul pe zi, aș vrea să vi-l iau, dar n-am cum să vi-l iau. În fine, da. Trebuie să fim, nu știu, undeva la mijloc. Și alimentele acestea care pot strica smalțul, nu știu, spre exemplu, cei care consumă nu neapărat alune, chiar și alune, semințe în exces, fiști. Deci în exces. Fiste astea pentru că sunt semințele. Sau dulciurile astea gen caramele și așa mai departe. Da, caramelele nouă ne scot foarte mult lucrările dentare. Și vin, ni s-au descimentat obturațiile și apoi stau cu lucrările dentare descimentate și stau cu ele și la un moment dat gingia este inflamată că și ce vei face gingivite, faci parodontită și da, în fine. Sunt, acum copiilor nu poți să le iei chiar, trebuie să încerce și ei. Caramele trebuie, e adevărat. Dar, cum spune doamna doctor, moderat, mai stăm pe lângă ei și altceva, ce mai vreau eu să spun. Societatea aceasta modernă, secolul vitezei, foarte ușor pentru mame și tați, și tații mai cresc copiii. Deci dimineața, copilul își ia castronelul, își pune lăpticul și își pune ce? Își pune cereale. Și în fiecare zi, laptele cu cereale. Ce se întâmplă? Cerealele sunt carbohidrați și sunt alimente cu energie, deci ai energie de scurtă durată. El, după un vârf de glucoză, în momentul în care a ingerat, pancreasul secretă insulina după o oră și jumătate, cam așa. După o oră și jumătate, ce se întâmplă? Vârful acela de glucoză se duce în jos, da? Că se echilibrează. Insulina este eliberată de pancreas și se echilibrează glicemia. Și el din vârf se duce în jos. Când ajunge în jos, începe. Copilul este agitat, îi e foame, nu mai știe ce și atunci ce face? Primul lucru este să pune mâna tot pe carbohidrat. Și iar îl ia și mănâncă. În schimb, dacă, nu știu, mămica mea, când eu eram mică, eu ce mâncam dimineața? Mâncam sandwich sau mai îmi dădea ouț. Deci, proteină, dacă îi dai dimineață copilului o proteină, vă spun, el până la ora 12:01 nu are nevoie nici de biscuiți, nu are nevoie de nimic. Dar dacă el dimineața a luat cereale, el până la ora 10, în pauza de 10, vă spun categoric, se duce în pauză și își cumpără croasante, nu știu, ce găsește la chioșcul din colț. Și așa se trezesc. Copiii sunt supraponderali. Da. Pentru că alimentația nu este... Și nu au nici randament, pentru că nu sunt... Nu mai spun. Glicemia lor este așa, da, când sus, când jos. Nu au puterea de concentrare. Nu fac față nici cum. Plus este adicția. Și adicția, se declanșează adicția, care e foarte greu. Îi duce la nutriționist și vă spun, în momentul în care le spune că nu mai au nevoie să mai pună dulcele în gură, este o tragedie. E, și pentru mulți adulți este o tragedie când se pomănește. Da, dar când ești adult, în fine, ești adult, ai fost copil, acum, dar noi de mici, ați văzut, sunt mulți copii care au probleme ponderale. Deci de... Și e păcat. Și totuși, pe locul 1, doamna doctor, înțeleg că ar fi totuși stresul în cazul afecțiunilor dentare, urmat de consumul stresul, de dulciuri, o igienă defectuoasă, poate ne spuneți câteva cuvinte despre igiena cavității bucale. Corect, cum ar fi?
corect să se facă? Poate nu toată lumea știe. Corect. Ar trebui să se facă așa. Deci, spălat pe dinți dimineața și seara, periuța schimbată la, după mine, la 3-4 săptămâni. În momentul în care începem să ne spălăm pe dinți, periuța trebuie să fie uscată. Majoritatea dau periuța prin apă, prin jetul de apă. Da? Doamna doctor, poate... Am mai văzut. Ați mai văzut, da. Ce se întâmplă? Când apa... Deci până acum constat că toate greșelile le facem. Deci vă spun, sunt reguli foarte simple. Exact. De asta vă ziceam că dacă noi am merge la școli, noi îi învățăm lucruri simple, dar care sunt foarte importante. Deci, periuța să fie uscată, punem pastă pe ea, nu multă pastă. Îți trebuie jumătate din suprafața periuței. Și iei apă în gură, dai apa jos și apoi începi periajul. Periajul întotdeauna, mișcările sunt niște mișcări de sus în jos pentru arcada de sus, deci sunt mișcări de scoatere pur și simplu, nu așa și nu așa. Deci noi învățăm, asistenta igienistă îi învață 5 minute, 6 minute, acordă după detartraj pentru educația aceasta. Și 10 ori pe fiecare parte, externă, internă, externă, internă și pe fiecare cadran, lateral, frontal, lateral, frontal. Dacă nu mergi în gând de 10 ori pe fiecare parte, ajungi, periajul ajunge la un minut jumătate și nu la 30 de secunde. Da, pentru că mulți se spală pe dinți, așa, mai aici, aici și am plecat. Da, așa este. Tocmai, de ce? Poate pentru, nu știu, înainte sunt mulți care spun, bine, da, la țară și înainte părinții noștri nu se spălau atât de bine pe tine. Dar cum spune, da, alimentația era alta. Calitatea și nici stresul. Și nici stresul. Calitatea alimentelor era alta. Acum nu mai e. Permanent carbohidrații care se lipesc pur și simplu pe suprafața dintelui. Și dacă nu te speli corect, atunci sigur ajungi la gingivite, parodontopatii, iar noi acum ați văzut stomatologia, a început să aibă foarte multe discipline, specialități. Parodontologie, endodonție, pedodonție, ortodonție, sunt vreo 6-7. Specializări, da. Specializări. Parodontologia, vă spun, la noi este obligatoriu. În momentul în care eu mă apuc să fac o reabilitare a cavității bucale totale, eu nu pun lucrări noi, protetice, până când gingia mea nu este sănătoasă. De ce? Să vă spun de ce. Tu dai niște lucrări vechi, protetice jos, gingia este afectată, inflamată, sigur, de dedesubt sunt bacterii. Eu iau amprentă, pregătesc dintele, iau amprentă și ce fac? Mă limitez tot la nivelul gingiei inflamate. În schimb, dacă el trece obligatoriu la serviciu de parodontologie, prin care cu tehnologia laser este foarte simplă și este minim invazivă, el îmi revine la mine în 2 săptămâni și peste 2 săptămâni gingia este albă, frumoasă, retrasă, deci am alt nivel de realizare a lucrării protetice. Correct. Și apoi eu iau amprentă foarte bine, lucrarea, întotdeauna noi nu facem lucrări, e adevărat că s-au schimbat protocoalele în realizarea lucrărilor dentare. Până acum șlefuirea se făcea sub gingival, să nu se vadă, să nu vină în contact. Nu, este greșit. Acum noi șlefuim și facem un prag la nivelul gingiei. Deci noi nu ne ducem sub gingival să incomodăm gingia. Noi suntem juxta gingival, deci la nivelul gingiei. Și atunci, gingia ta este sănătoasă pentru că s-a făcut tratamentul parodontologic. Coroana este pusă exact la nivel just a gingival, deci nu incomodează gingia deloc. Punctele de contact sunt bine, ocluzia este bună și atunci lucrarea protetică ține
și nu se descimentează și ține 10-15 ani, vă spun, avem pacienți, după 15 ani, fiind să-și schimbe lucrarea. Da, sunt niște protocoale care trebuie să ții cont de ele. Ocluzia iar este foarte importantă. Am foarte multe să vă spun. Deci, ocluzia, dacă nu este planul protetic, nu este drept, influențează postura, influențează articulația temporomandibulară. Și, de exemplu, un plan strâmb, o dimensiune verticală scăzută pentru că dinții s-au abrazat, condilul din articulație se duce foarte mult în spate și presează pe anumite formațiuni nervoase și musculare, și pacienții, mușchii sunt supra-solicitați pentru că mușchii, maseterul, vrea să țină mandibula tot în cavitatea glinoidă, ea, draga de ea, se duce în spate. Și atunci sunt mulți oameni care au un facies de broscuță. Aici maseterii sunt foarte bine reprezentați. Eu când învăț, îmi dau seama clar. Dimensiunea verticală este mică, ocluzia nu este bună, condilul este în spate și are dureri de cap, dureri de ceafă. Începe plan, dacă planul este strâmb, postura. Încep să ai un număr mai jos, un număr mai sus, sigur este și scolioza. Vă spun, deci este o interdependență între ocluzologie și postura. Eu când reglez planurile de tratament, cam după un an de zile, se îndreaptă și postura. Pentru că e un proces invers. Eu fac, deci întâi reglez ocluzia și apoi condilul revine în cavitatea glenoidă. Sigur, trebuie să treacă timp ca totul să se îndrepte. Să treacă postura. Da. Sunt multe... multe aspecte. Aspecte. Ce mai putem spune, doamna doctor, ca o concluzie? Mi-am adus aminte că... Am ajuns la final, din păcate, o concluzie. O concluzie. Educație, prevenție și vizita la medicul stomatolog, doamna doctor, care va deveni prietenul nostru. La fel. Educație, da. Educație, prevenție și mai vreau să mai spun ceva pacienților, în special părinților. Aduceți copiii de la 2-3 ani în cabinetele de stomatologie să se obișnuiască doar cu atmosfera și să cunoască tehnologia. Pentru că apoi vor veni cu drag și nu vor fi speriați. Și e foarte important să nu fie speriați. Vă mulțumim foarte mult pentru toate sfaturile extraordinar de interesante pe care ni le-ați dat. Revenim după publicitate și cu cel de-al doilea subiect al emisiunii.